Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Capricorn pentru luna martie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, o mie și una de tălmăciri. Capricornii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un Capricorn. Astăzi vom începe cu citirea energiilor generale pentru luna martie, să vedem unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi, dar și cum veți face față situațiilor. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă ca de obicei, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, dragi capricorni, omul își dorește să afle scurt și la obiect ce se va întâmpla în luna martie. Energia generală, cum intrați în această lună, unde este ambiția voastră, avem treiul de cupe. Un capricorn foarte sociabil. Veți merge la întruniri, vedem aici evenimente în societate unde vă veți simți bine, poate doar cu prietenii sau poate chiar în casa voastră. Vă veți distra în această lună, vedem reuniuni foarte benefice. Mai vedem parteneriate în care oamenii se simt că rezonează unii cu ceilalți. Treiul de cupe mai înseamnă pentru foarte, foarte puțini dintre voi, atenție mare, nu pentru toată lumea, un triunghi amoros. Dar asta numai pentru un grup foarte restrâns de persoane. În rest, energia Capricornului este una foarte bine dispusă. Văd cum mai ieșiți și o să celebrați voi ceva luna aceasta, poate în, știu, de ziua femeii, femeile, vedem cum ies, se distrează cu prieteni, cu prietene. Ascultăm muzică, simt că cineva vă merge să danseze undeva luna aceasta, să mănânce, să petreacă. O primăvară foarte, foarte abundentă, vedem pentru Capricorn și cu multă bună dispoziție. Avem nouăle de cupe în poziție răsturnată, se termină singurătatea. Nu vă mai simțiți bine în izolare, aveți nevoie să socializați, aveți nevoie de prietenii voștri, de susținerea morală, emoțională. Și vedem cum, iată, în această primăvară vă veți apropia mai mult de oameni. Singurătatea nu vă mai friește. Avem asul de spade. Cu toate acestea, veți fi precauți și veți lua numai și numai deciziile bazate pe logică. Veți socializa, veți petrece, dar nu vă veți pierde rațiunea. Pentru cei care sunteți într-un triunghi amoros, se pare că cineva va cere socoteală. Asul de spade ne arată că nu se mai poate așa. Va exista o discuție între aceste persoane. Cineva se simte poate singur, poate părăsit deja în acest triunghi amoros și vrea mai multă atenție, nu-i mai place singurătatea, de aceea se vor pune niște condiții. Dar asta pentru cine, numai și numai pentru cine rezonează, dragii mei. În rest, vedem o lună martie care începe cu o bună dispoziție pentru Capricorn, distracții, dar și mental sunteți foarte, foarte treziți, foarte ascuțiți mental pentru a vedea lucrurile așa cum sunt. Noi prietenii văd iarăși, văd că cineva ia o decizie să schimbe un stil de viață, iarăși vor fi niște decizii drastice, poate la nivel personal, pentru că nu-ți mai place să stai într-un anumit stil de viață. Acest nou de cupe răsturnat ne arată cum cineva devine mai drastic cu imaginea sa proprie, dar pentru că își dorește ca în această vară să iasă mai mult în societate, poate țineți un regim alimentar, mai văd cum cineva se lasă de băut. Cei care rezonați, bineînțeles că nu este pentru toată lumea, cineva se lasă de băut în această lună și mai vedem cum cineva se lasă de, adică ține un regim ceva. Deci se lasă de o adicție, de o chestiune care poate la un moment dat a ajuns la o saturație care are de a face cu consumul propriu, poate consumul prea multă mâncare. Știu eu ce anume este acest stil de viață destrăbălat, Capricornul va pune punct și în această primăvară se pare că dorește să arate bine, să iasă în lume. Deci se fac schimbări la nivel personal și de imagine. În spatele vostru rămâne soarele.
Viața aceea fără griji, în care vă simțiți ca un copil, poate o imaturitate rămâne la spatele vostru. Cineva își dă seama că nu mai poate să trăiască așa, într-o indolență, își dorește comunicare, dorește foarte mult să fie văzut în societate. Stilul acesta de viață, soarele ne arată un copil aici care este dezbrăcat, îl vedeți, el nu are acoperământ și merge pe un cal, nu-i pasă de imaginea sa, pentru că, mă rog, așa spunând în mod simbolic, copiii, dacă vedem un prunc care este gol, nu au această conștiință cum arăt, ce fac. Ei se simt foarte bine și în largul lor. Uite cum Capricornul începe să aibă această conștiință de imagine, cum arăt, cum mă vede lumea. Avem magicianul în poziție dreaptă și avem 10-le de cupe în poziție dreaptă, care cad la spatele vostru. Nu vă mai interesează goana după o fericire iluzorie de ochii lumii. 10-le de cupe, fericirea mult visată, casa, familia pe care toată lumea o admiră, magicianul, cel care creează acest univers nemaipomenit, totul, bineînțeles, că este o fațadă, vedem, de ochii lumii pe care o lăsați la spatele vostru. Cred că vă veți trezi ușor la realitate dintr-o viață plină de griji, plină de fantasme, veți veni cu picioarele pe pământ și veți lua aceste decizii să trăiți o viață reală cu prietenii voștri. Să vă distrați, să vă simțiți bine pe acest pământ, simt cu cineva coboară din a cincea dimensiune mental-emoțional, cei care cunoașteți aceste lucruri și urmăriți partea a doua, întâlmăcirea metafizică, știți foarte bine despre ce vorbesc. Simt că cineva coboară din a cincea dimensiune cu picioarele pe pământ și în loc să stea să viseze la iubirea nemaipomenită și nemaiîntâlnită a vieții sale cu sufletul pereche, se va uita la cei care îl înconjoară și își va găsi prieteni reali în jurul său, în viața de pe acest pământ, și nu va mai visa. Deocamdată, în luna martie, vedem un Capricorn care este un pic mai realist și are un pic mai multă atenție asupra imaginii de sine. Coboară din visare. Avem o poveste pentru cineva, un mesaj care sparge tălmăcirea pentru Capricorni. Ce sunt aceste mesaje în tălmăcirile originale ale camizei? Sunt mesaje care se adresează unui grup restrâns de persoane care așteaptă un răspuns urgent într-o anumită situație. Tarotul vine, sparge citirea și ne aduce răspunsul. Este pentru tine acest răspuns? Dacă este, lasă-mi un comentariu ca să-mi dau și eu seama că citesc aceste lucruri cu folos. Răspunsul este pentru cineva care are de-a face ori cu o persoană agresivă în comunicare, ori nu mai are răbdare și își dorește să ceară socoteală. Nerăbdătorul, aprigul, care vrea să știe, care vrea să afle, care vrea să pornească la drum. De ce ai această energie de nerăbdare? Parcă îți vine să te duci să iei la bătaie pe cineva, să ceri socoteală, să vorbești, să afli și o ușoară nervozitate vedem în această situație. Dacă tu ești această persoană care nu mai poți și nu mai poți și vrei să treci la acțiune, dar abia te mai abții să nu faci o greșeală aici, să nu faci, știu eu, poate o agresivitate, pentru tine este acest mesaj. Sau poate tu ai de-a face cu această persoană care îți cere socoteală și vrea să știe cu doina dinsul ceva și pentru tine este acest mesaj. Să vedem ce ne spune Cavalerul de Spade. De ce este atât de aprig? Nouăle de cupe. Cineva zace în indolență, nepăsare, se bucură de viață și nu-l interesează de nimeni și de nimic. Ești poate tu sau poate cealaltă persoană. Șasele de spade ne arată cum cineva a întors spatele. Poate că era deranjat acolo, poate că cine știe nu i-a convenit ceva, a întors spatele și își vede de treaba lui liniștit, fără să-l mai intereseze. Asul de cupe a fost o iubire, a fost o promisiune făcută. De ce a întors spatele această persoană? Este oare poate prea greu pentru ei ceea ce au promis? Dacă nu este o chestiune de iubire, pe vasul de cupe a fost o promisiune în care s-a asigurat aici și s-a promis ceva emoțional, că va fi bine, că este ok, că este totul așa pe roze și dintr-o dată aceste roze s-au transformat, că a întors spatele și a plecat. Vemnul de cupe este iubirea, cineva a făcut cunoștință, poate este o iubire de scurtă durată, care s-au făcut aceste declarații de dragoste, cine știe, poate chiar s-a făcut și
acel amor în dormitor la unii dintre voi și de ce oare cuiva nu-i mai pasă, unde a fost iubire, acum este indolență, spânzuratul, cineva este agățat aici, nu știe ce se întâmplă cu această chestiune. Zecele de monede, cineva ți-a intrat în casă sau ai fost acasă la această persoană, ai avut siguranță și încredere în această persoană și dintr-o dată ori tu, ori celălalt a plecat și a luat papucii și acum nu-l mai interesează. De aceea tu vrei să afli ce se întâmplă aici. Probabil că a fost o situație totuși solidă, nu a fost chiar așa de ochii lumii. Promisiunile au fost făcute și lăsate undeva în așteptare, în aer. Aici se va cere socoteală, fraților. Cel care a plecat, acum așteaptă-te că vine Capricornul după tine și atât îți trebuie. Va trebui să comunice cealaltă persoană, altfel se produce o agresivitate în comunicare. Sau poate că voi ați plecat din viața cuiva pe neașteptate. Mai avem un mesaj pentru cineva. Acest mesaj este foarte scurt. Dacă e pentru tine, lasă-mi în comentariu. Este vorba de sfârșitul definitiv și irevocabil al unei chestiuni. Job, iubire și poate un obiect care se strică, indiferent care este sfârșitul acesta definitiv, te întrebi tu ceva aici? Ce spune tarotul? Este vorba de patrul de monede. Este vorba că cineva nu a mai dorit să se mai implice, nu a mai dorit să ofere, s-a protejat pe sine. Nu mai dorește, pur și simplu. Este foarte conștient de propria persoană, se apără și de aceea s-a produs acest sfârșit. Haideți să ne întoarcem la tălmăcirea generală. Am văzut un capricorn care se bazează mai mult pe viața de zi cu zi, să se simtă bine, să arată bine, să iasă, mai puțin în visare. Visele acelea fantastice dispar și apare realitatea, care nu este una rea. Veți fi conștienți de mai multe chestiuni ca să aveți o viață mai bună, vedem. Ce se îndreaptă către voi, avem doiul de monedă, este un echilibru, iată. Monedele vă trag către energia de pământ, dar sunteți și conectați cu energia universală. Nu scăpați definitiv de această comunicare cu mintea superioară, dar faceți mai mult un echilibru dintre dorințele voastre și ceea ce puteți realiza în această lună. Mai vedem un personaj care va face o alegere între două situații. Vorbeam acolo la început de un triunghi amoros care e doar pentru anumite persoane. Poate și acolo se va face o alegere între două persoane. Dar alegerea poate să fie în orice domeniu al vieții voastre. Poate alege să cumpărați dintre două obiecte, două joburi, două călătorii, doi prieteni cu cine să petreceți. Deci alegerea va fi făcută și bineînțeles avem zecele de monede. Veți face alegerea cea mai favorabilă care, iată, va aduce o abundență vouă. Indiferent care e această alegere, stați ușor pe gânduri și evaluați situația ca să fie bine și de lungă durată, vedem ceva stabil, vedem un cufăr care se umple cu valoare, cu bani. Este vorba de o persoană pe care o alegeți, această persoană este cea de casă. Alegeți casa, aceasta de pe pământ, nu aceea din ficțiune. Vedem cum zecele de cupe vă cade la spate, este casa emoțională, care visați fericirea nemaipomenită și avem 10 de monede care ne cade în fața voastră. Este mai frumoasă fericirea reală de pe pământ, în care ceea ce am și ceea ce simt pot să pipăi, pot să palpez, să știu că este real. Sunt foarte multe persoane, de ce zâmbesc? Pentru că și vin foarte multe persoane și în particular vin care sunt îndrăgostiți fictiv, au relații pe internet, persoane pe care nu le cunosc. Atenție foarte mare, cei care comunicați cu tot felul de indivizi pe internet și nu-i cunoașteți, abțineți-vă, lăsați la spate că sunt promisiuni false. Concentrați-vă pe viața voastră reală. Deci relațiile online nu merg în luna aceasta, treziți-vă la realitate, veniți cu picioarele pe pământ, că o să vă fie mai bine așa. Nu spun relații la distanță, când cunoști pe cineva, cunoști acea persoană în carne și oasă și
este plecat temporar, este cu totul altceva. E vorba despre relațiile fictive în care nu cunoști persoana și îți hrănește o anumită energie, știu poate pe ce aplicații, pe unde vorbiți cu ei, aceia nu sunt reali. Feriți-vă! Trebuie să fie în carne și oase, măcar să-i vedeți o dată de două ori, formă puteți comunica, nu spune nimeni să nu comunicați. Trebuie să fie ceva real cu care v-ați întâlnit, care vă intră în casă, să vă duceți la ei acasă, sau cel puțin ieșiți în oraș, vedem aici cu ei, iată, trebuie să ieșiți în oraș cu ei, să-i atingeți, să-i mirosiți, să-i vedeți cine sunt. Și veți avea succes în felul acesta. Alegerea se va face pe lucruri reale care vă aduc abundență și securitate. Și pe joburi, la fel. Mai vedem optul de bâte aici. Dacă faceți această alegere, va fi aici o lună ocupată, plină de comunicare, plină de activitate. Vedem, mai vedem în casa voastră activitate, care faceți ceva în casă. Mai schimbați niște lucruri în casa voastră, vă intră prieteni, vedem în casă, atenție mare pe cine băgați în casă, dar este ok. Stilul de viață destrăbălat cam trebuie dat la o parte și cu mai multă atenție în casa voastră. Mai vedem cum cineva face o călătorie, va pleca de acasă, dar se întoarce. Deci vedem o călătorie așa între drumuri, nu este definitivă această plecare. Mai vedem comunicare, vedem cum vă intră în casă niște bani sau vă intră în casă un obiect de valoare în această lună și foarte rapid. Poate îl cumpărați, dar gândiți-vă de două ori înainte să cumpărați acel obiect ca să fie obiectul cumpărat să fie de lungă durată și bun. Mai departe vedem cum e. Cineva face o călătorie, dragii mei, parcă are nevoie să se desprindă ușor de anumite energii, pleacă din casa sa undeva la drum pentru că are nevoie de această prospețime mentală. Sau, și mai vedem cum o chestiune din casa voastră care nu mai funcționează, iarăși, va trebui înlocuit. Poate este, știu, un obiect electric, cine știe ce poate să fie, orice, da? În casa voastră, parcă simțiți nevoia să aruncați acel lucru, vă pare rău, dar vă simțiți ușurați și aduceți energie nouă în casa și familia voastră. Vă pare rău ușor după acel obiect, însă o să vă simțiți mult mai bine cu cel nou. Avem turnul în poziție dreaptă, cineva pleacă de acasă, dragii mei, face o călătorie. Mai vedem cum, dacă v-am spus de acel triunghi amoros, la cine este cazul, nu la toată lumea, se sparge. Cineva pleacă din acest triunghi amoros pentru că nu mai primește valoare și dorește să aibă valoare în realitate în viața sa și dorește o casă, o situație stabilă și va sta și va analiza foarte mult aici care e situația, pentru că își dorește un stil de viață mai real, plin de libertate, în care să poată să aibă încredere în persoana cealaltă, să nu fie pe planul 3, cine știe. Vedem cum cineva pleacă dintr-un triunghi amoros. Este dureros că pleacă de acolo, dar își dorește stabilitate, deci este inevitabil acest lucru, cel puțin temporar, până se mai liniștește situația. Și mai vedem o schimbare de locuință pentru cineva. Pentru cine este această schimbare de locuință? Vă gândiți de mult să faceți această schimbare? Vin și vă ajută prietenii. Vedem că lăsați în urmă o casă la care ați ținut. Poate sunteți de mult în vreme în acea casă. O schimbare, un drum faceți. O schimbare poate să fie și de job. Poate să fie o schimbare de orice, de fapt, o mașină care se schimbă, iarăși putem să vedem la anumite persoane, dar această schimbare trebuie făcută, așa cum am spus, era și momentul să o faceți, da? Ceva se strică, ceva trebuie să fie înlocuit. Și avem din nou treiul de cupe. Cei care sunteți cu triunghiul amoros, se pare că pleacă doar temporar din acest triunghi. Nu o să dureze mult această plecare, această despărțire. Poate că cineva trebuie să plece undeva cu o treabă și se întoarce înapoi acest triunghi amoros, dar la celelalte persoane care nu-i vorba de triunghi, vedem cum la această mutare, la această chestiune care o aveți de a face între drumuri, vedem cum găsiți prieteni care vă vor susține pas cu pas, vor fi acolo lângă voi și acolo unde plecați aveți pe cineva
Și acolo de unde plecați, aveți pe cineva, de sunteți între drumuri, prietenii sunt lângă voi să vă susțină, dragii mei. Iată plecarea, o vedem aici, turnul și apare personajul care pleacă. Deci se sparge ceva, se pleacă, dar prietenia nu se sparge. Aveți susținere și această chestiune schimbare este pentru binele și stabilitatea voastră. Ce cade în temerile Capricornului pentru luna martie? Avem un mesaj pentru cineva care se simte căzut la pământ. Pentru cine este acest mesaj? Simte că nu mai poate, că nu mai știe ce se întâmplă cu el. Ia să vedem ce ne spune tarotul. Este vorba despre inima ta. Ești rănit în inima ta. Trebuie să-ți vindeci inima imediat, despre tarotul. Nu te mai concentra. Dacă cineva te-a părăsit, dacă cineva a făcut promisiuni false, această durere vine doar din faptul că ai în inima ta aceste cuțite care provoacă o stare de anxietate, de tristețe. Trebuie să naști în inima ta iubire. Concentrează-te pe sentimentele pozitive și să vezi cum te vei ridica de jos și te vei vindeca, spune tarotul. Ce cade în temerile Capricornului pe această lună? Avem traiul de bâte, niște planuri de viitor de care vă este teamă. Vă gândiți, oare, cum o să fie, ce o să fie? Mi se vor îndeplini dorințele. Ați pus voi ceva în mișcare și acum așteptați să se întâmple și aveți o teamă despre acest lucru. Avem îndrăgostiții răsturnați, poate să fie o relație de iubire, care vă se teamă cum va fi viitorul la această relație. Dacă nu e vorba de iubire, este o chestiune emoțională, veți o așteptare să fiți împliniți emoțional în legătură cu ceva și vă întrebați dacă veți fi fericiți. Avem șasele de spade în poziție răsturnată. Se vorba de o plecare temporară a cuiva pe care l-așteptați, încă nu s-a terminat aici situația definitiv și irevocabil, sunteți între drumuri, în această lună Capricornii, pleacă, vine cineva, o energie și aveți o mare anxietate în legătură cu viitorul. Haideți să vedem abordarea conștientă pentru Capricorn în această lună. Avem un mesaj aici, din nou, ne se sparge tălmăcirea. Tălmăcire foarte întreruptă pentru Capricorn. Acum, dacă v-ați prins că se citesc și mesaje, vă puneți întrebări non-stop. Tarotul vă răspunde. Trebuie să fie mai multe persoane care își pun aceeași întrebare ca să iasă răspunsul, dar dacă pentru tine este acest răspuns, lasă-ne un comentariu, te rog frumos. Avem regina de spade. Este vorba despre persoana, femeia care este detașată emoțional, ori ești tu această femeie care, iată, devii foarte critică, foarte analitică, sau este femeia cu care ai de-a face și dintr-o dată, din emoțională, devine mentală. Este o femeie mentală care se uită, vede tot și spune tot și nu mai pune nimic la inimă. Cine este această femeie? Ești tu? Sau ești femeie? Este femeia din viața ta? Ia să vedem. Ce vrea să spună această femeie? De ce a devenit așa critică? Patrul de spade. Nu-i mai convine ce se întâmplă și preferă să stai deoparte. Asul de monede. Se pare că există o variantă aici, o propunere, o chestiune care trebuie să aibă stabilitate. Ori a primit o altă propunere, ori propunerea care i s-a făcut, parcă nu-i convine. Da? Deci dacă nu-i convine ceva, caută o propunere valoroasă. Ea pune foarte mult preț pe valoare, pe stabilitate materială. Bani, dragii mei. Asul de spade a luat această hotărâre din cauze materiale. Da? Vedem cum asul de spade și asul de monede. Ne arată aici că își dorește un lucru stabil, un început cu stabilitate și are și asul de bâte. Este foarte determinată această femeie, dragii mei. Deci nu acceptă jumătăți de măsură asul de bâte. Energia ei este fabuloasă, are energie să facă ceva cu viața ei. Asul de spade ia hotărârile să elimine ceea ce îi stă în cale. Asul de monede își dorește bani, își dorește un drum, un viitor cu succes și bineînțeles că dacă nu simte în această situație, va sta pe loc, se va detașa emoțional, pentru că ea știe foarte bine ce vrea în viața ei și că nu îi se oferă. Dacă nu vede acest lucru, va sta deoparte, se va detașa și va fi foarte critică. Bun, haideți să vedem abordarea conștientă pentru Capricorn în luna martie. Cum veți face față situațiilor? Avem 10 de monede care ne cade de dedesubtul 10 de monede. De două ori aveți casa și familia și stabilitatea și banii care sunt la adăpost. Deci voi veți fi bine, dragii mei Capricorni, în casa voastră, cu jobul vostru, cu familia voastră.
Veți fi foarte bine până la urmă, vă veți da seama că este mai de valoare situația care este lângă casă, care este aproape de voi, care vă susține. Avem cinciul de cupe în poziție dreaptă, ceva care lăsați voi în urmă. Este o tristețe temporară totuși, pentru că vor fi alte persoane lângă voi. Și avem 10 de spade. Sunteți triști în legătură cu o chestiune care aveți voi impresia că nu s-a putut rezolva, că este o tristețe. Vedem, v-am spus, cineva pleacă temporar, cineva se simte așa, parcă este pus la pământ din cauza acestui lucru, va trece peste pentru că are susținere persoana. Vedem cum dramatizează această persoană. Este trist personajul acesta și face aici din țânțar arbăsar, zice, vai, mi s-a terminat acum toate speranțele și nu mai am ce să fac. Nu este așa, pentru că aveți 10 de monede. Vă veți trezi imediat, veți găsi alți prieteni, veți găsi alte persoane cu care veți ieși în lume, poate alți iubiți, poate știu eu, alți parteneri de afaceri. Deci universul nu vă lasă pe voi singuri. Nu vă place singurătatea. Unii dintre voi ați fost dați la o parte dintr-o chestiune și vă simțiți pus la pământ. Va exista susținere pentru voi. Aveți încredere, dragii mei. Aceasta a fost tălmăcirea generală. Trecem imediat la tălmăcirea metafizică. Vom primi și acolo răspunsuri foarte importante. Nu pleca! Capricornii, ați rezistat până aici? Dacă da, lăsați-mi și mie un comentariu pentru ca să mă bucur de acest lucru. O avem alături pe Scărpinici, care vă adoră și vă imploră să apelați la inteligență când urmăriți această paciență. Dacă vă mai aduceți aminte de ea, lăsați un comentariu. Dragii mei, ce se întâmplă în tălmăcirea metafizică este că noi avem aici o foaie albă de hârtie pe care eu voi forma cu aceste lamele transparente niște imagini. În adâncime le voi citi intradimensional, dar este o citire și în adâncime spirituală, profunzime. Dacă vă plac aceste tălmăciri, lăsați-mi comentarii. Cei care doriți să mă contactați personal, ofer consultații față în față, chiar și de 2 ore. Bineînțeles, locurile sunt foarte limitate, însă dacă vreți să știți sigur că ajungeți la mine, apăsați numai și numai pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipurilor mele. Este aici de desubt, unde este descrierea, este linkul paginii mele de Facebook. În felul acesta sunteți siguri că ați ajuns la mine, da? Altfel, cine știe pe unde ajungeți? Dar haideți, dragii mei, să vedem capricornii în această primăvară ce ne spune tălmăcirea metafizică. Este vorba despre sădirea semințelor, pentru că vine primăvara și omul ia exemplul naturii, care este perfectă în creația sa și care nu dă greș niciodată. Natura a făcut aceste anotimpuri pentru ca noi primăvara să semănăm aceste semințe, le hrănim cu apă, lumină, căldură. Ele formează rădăcini, cresc tulpini pentru ca mai târziu să ne dea roadele. Urmând acest exemplu fabulos al Universului, omul poate să manifeste în viața sa orice își dorește. Dar cum să fac acest lucru? Am încercat, domnule, și nu mai pot să fac nimic, sunt blocat, spune omul. Îmi spune Camizea astăzi cum să te deblochezi. Dacă ai urmărit până aici, lasă-mi și un comentariu ca să ne bucurăm împreună. Blocajele în viața noastră apar din motive foarte simple pe care omul nu le vede. La fel cum plantăm aceste semințe de plante când plantăm o dorință. Capricornule, știi ce vrei? Gândește-te acum, în această secundă, știi ce vrei? Trebuie să plantezi sămânța a ceea ce vrei. Plantează-o în creierul tău și spune Universului, eu asta vreau. Când plantezi un copac, știi că este măr. Sau ce este acel copac, ce fructe îți va da, prune, știu eu, piersici. Știi foarte bine care sunt așteptările tale de la acel copac, de acea plantă, de acea sămânță. Când plantezi o sămânță în mintea ta, știi foarte bine, oare tu, care sunt așteptările tale? Că de multe ori oamenii plantează semințe mentale și sunt totalmente confuzi și nu știu de ce au făcut aceste lucruri și fac alegeri greșite împotriva inimii, împotriva minții și se întreabă de ce sunt blocați. Toată sămânța dorinței tale trebuie să fie susținută de energia mentală, care înseamnă gânduri care sunt în acord cu această dorință. Întotdeauna mintea îți va spune dacă ceea ce ai ales tu este corect
sau nu, dacă așteptările tale sunt adevărate și se vor împlini, mintea îți va spune. În același timp, inima îți va spune. Mintea și inima trebuie să fie pe aceeași lungime de undă. Dacă mintea și inima nu sunt de acord în ceea ce tu aștepți să se întâmple în viața ta, pentru ca să se întâmple ceva, trebuie să treci la acțiune. Prima oară să dești această sămânță în mentalul tău, îți asculți inima să vezi ce spune. Și dacă mentalul și inima sunt de acord, care este pasul următor? Trebuie să treci la acțiune. Sau, în cazurile cele mai fericite, îți pică în poală ceva, dar asta este mai rar. Nu trebuie să aștepți să-ți pice în poală, trebuie să faci tu o acțiune cât de mică. Indiferent că este un telefon care trebuie să-l dai, că este, știu, un drum care trebuie să-l faci, indiferent care e acest lucru, trebuie să fie o acțiune. De ce oamenii fac acțiuni greșite? Este pentru că atunci când îți dorești ceva, de un exemplu banal, da, cu care ne întâlnim zi de zi, cineva își dorește să aibă un anumit iubit și îl vrea pe cutărică. Și mentalul îi spune, bă frate, îl vreau pe cutărică, acum dacă am avut o relație cu cutărică, trebuie să mă căsătoresc cu el, asta este. Și inima spune, da, dar mie nu-mi place, așa că nu prea este pe inima mea, nu prea mi-a vorbit urât, m-a tratat nu știu cum. Inima spune, nu prea vreau. Și mintea spune, acum gata, a intrat în relație, trebuie să fii cu această persoană, ce o să zică lumea, ce o să zică mama, ce o să zică tata. Sunt oameni în căsătorii care stau de ochii lumii, ce o să zică copiii, nu-i așa? Dar inima spune, da, dar nu mai sunt aici, nu-mi place să și mintea, stai din gură, inima, stai acolo. Ce mă va face acțiuni greșite și va intra în blocaje majore. Dacă mintea spune una, noi trebuie să faci un lucru mental, logic, da? Și inima spune, da, cred că acest lucru m-ar face să mă simt mai bine, simt că acest lucru îmi aduce mie o satisfacție personală. Dacă îmi doresc să fiu cu cutărică și mentalul meu spune, dom'le, sunt de acord, cutărică este un personaj bun, ți-a promis acest lucru, se ține de cuvânt, este în viața ta și inima spune și eu accept aceste lucruri, mă duc și mă căsătoresc cu cutărică și am făcut o acțiune bună, bazată pe sentimente și pe mentalul meu. Dacă inima îmi spune, vreau pe cutărică și mintea îmi spune, dar nu vezi că e însurat? Și inima spune, nu mă interesează, îl vreau că așa vrea mușchiul meu de inimă. Să vreau pe cutărică și mintea spune, păi termină cu prostiile, că n-ai cum să-l ai pe cutărică. Intrați în blocaje și cicluri karmice de așteptare, de agățare și uite așa. Dacă omul și-ar asculta mintea și inima, ele sunt în concordanță. Cum știe omul ce să facă? Vine la mine și spune, bă, Camizeu, ce să fac? Spune-mi tu ce să fac. Păi Camizea îți va spune așa. Ce spune mintea ta? Ce spune inima ta? Haide să analizăm. Sunt ele pe aceeași lungime de undă? Bineînțeles. Situațiile de viață sunt diferite, dragii mei, nu toată lumea are viața la fel. Dar haide să spunem la Capricorn, vedem ce gândește creierul și ce spune inima despre situațiile actuale din viața voastră la care v-ați gândit. Să vedem care sunt acțiunile care trebuie să le faceți, să luați acțiunile corecte ca să ajungeți la îndeplinirea viselor voastre. Hai că v-ați prins care-i treaba, lăsați în comentarii dacă vă plac tălmăcirile metafizice, dacă le înțelegeți. Urmăriți de două ori, dacă nu înțelegeți, o să vedeți voi când le înțelegeți ce frumos o să vă fie. Mentalul superior, care vede tot și știe tot ce îți spune în această lună, Capricornule, îți spune că ai de-a face cu persoane care sunt emoțional instabile. Ai de-a face cu aceste persoane și mental tu trebuie să le înțelegi. Mental, dacă te atașezi emoțional, persoane instabile emoțional, vei fi în nesiguranță. Dacă privești pe cineva cu claritate mentală și îți dai seama că acea persoană trece printr-o situație dificilă, îi vei înțelege altfel pe cei din jurul tău. Și se spune, rămâi detașat mental de persoanele care au o instabilitate emoțională în această perioadă, ca să controlezi situațiile. Și îți se mai spune și ține-i la distanță pe cei care vin, poate să dea vina pe tine, poate să te tragă la răspundere că din cauza ta sau poate să-ți dea această energie pe care ei o au a insatisfacțiilor personale să ți-o transmită ție și se spune să nu te intereseze de problemele emoționale ale altor persoane pentru că nu sunt probleme tale. Și când un personaj vine să-ți dea un sfat ție sau să spună ție ce să faci și ei filtrează prin emoțiile lor instabile aceste lucruri, îți vor da un sfat greșit.
Asta ți se spune. Toți cei care îți dau sfaturi bazate pe emoțiile lor proprii, ține la distanță pentru că nu ai nevoie de aceste energii, tu știi foarte bine ce să faci. Să faci, ți se spune, după mintea și după inima ta totul. Nu după inima celuilalt. Să nu încerce să te, cum să spun, să te inducă în eroare, să știu, poate dorește să te facă mai, cum să-ți fie milă de alte persoane sau să iei tu hotărâri bazate pe milă, știu eu, pe să te impresioneze cineva, încearcă să te impresioneze, mintea superioară spune-ți la distanță, fă totul după capul tău. Întreabă mintea ta, nu întreba emoțiile altcuiva, că n-ai treabă cu ei. Cel puțin luna asta. Da, ți se spune ca tu să te iei numai și numai după inima ta. Deci inima ta este în mentalul tău. Se pare că tu și inima ta comunicați. Este foarte bine, dar vor veni intruși pe emoțional, vin acești intruși, care încearcă să vă bage în cap tot felul idei, să se victimizeze, să vă spună să faceți anumite lucruri. Vezi, Doamne, că ei sunt așa, amărâți și vai de capul lor. Nu este vorba ei, dacă sunt așa, au ales să fie așa. Voi aveți o inimă mare frumoasă, aveți încredere în inima voastră că nu sunteți voi de vină în această situație și că cealaltă persoană să-și vadă de treaba ei și voi veți merge înainte numai și numai unde vă duce inima voastră. Iată ce frumos! Haideți să vă arăt și aceste imagini foarte frumoase pentru Capricorn. Acest personaj bulversat emoțional aici nu sunteți voi, este o altă persoană care vine și iată cum vă spune, vai de mine, eu sunt căzut, eu sunt așa, eu sunt așa, să faci ceva pentru mine. Și tu vei spune, n-am nevoie de energia ta pentru că ceea ce eu fac în viața mea, o fac pe propria mea răspundere și nu o fac pentru că mă impresionează cineva. Și apoi iată că voi aveți responsabilitate emoțională, voi aveți o inimă mare, dar pentru ca să faceți ceva din inima voastră, nu trebuie cineva să vină și să vă vrăjească aici cu emoțiile lor. O faceți voi de bunăvoie. Deci, hotărâri foarte bune luate în această perioadă pentru Capricorn. Se pare că există o comunicare foarte frumoasă între inimă și minte. Hai să vedem ce ne spune inima voastră. Vedem că inima voastră este în mintea voastră. Deci, mintea voastră în inima voastră. Mai înțelegeți ceva aici? Avem roata norocului. În inima voastră trebuie să se producă o schimbare. Are nevoie inima de o eliberare ceva. Se pare că a fost aici captivă inima voastră într-o chestiune în care cineva parcă a fost atașat foarte mult emoțional aici, parcă spune anumite lucruri care să te facă să te schimbi, să te inducă în eroare, dar inima ta se pare că trece printr-o schimbare. Avem roata norocului în inima ta. Avem patrul de spade, ești la mijlocul acestui ciclu karmic în care trebuie să se producă o schimbare. Dacă în inima ta acum simți anumite chestiuni, vedem cum inima ta este ok, dar vei simți o ușoară confuzie la un moment dat în inima ta, stai pe loc, ți se spune. Stai pe loc până când va trece această energie și până când mentalul tău se va simți eliberat și va simți că este o bucurie în inima ta ceea ce faci. Fă numai lucrurile care îți aduc bucurie emoțională, personală. Dacă nu îți aduc bucurie aceste lucruri, stai pe loc, ți se spune. Du-te și culcă-te, ia o pauză, meditează, roagă-te, faci aceste lucruri, dar nu acționa dacă inima ta nu este satisfăcută. Trebuie să iei tu o decizie și trebuie să mai aștepți aici. Este o chestiune de așteptare în inima ta. Și avem fluturele. Cred că ai nevoie de o energie proaspătă și categoric se va produce această schimbare în inima ta. Este o schimbare majoră? Este, la mulți dintre voi. Poate că veți privi dintr-un alt punct de vedere pe o persoană din viața voastră, poate apare cineva nou în viața voastră. Vedem fluturele care intră în acest ciclu karmic în inima voastră. Fluturele înseamnă ușurință. Înseamnă transformare, metamorfoză. Înseamnă o persoană transformată. Cineva din inima voastră, care aici nu prea are legătură cu voi, este mai mult o persoană cu care aveți de-a face sau mai multe persoane, acea persoană trebuie să se transforme pentru ca să aducă liniște și pace în inima voastră și să puteți trece la acțiune. Trebuie să aveți de-a face cu o persoană transformată, vindecată și proaspătă, sau dacă nu este o persoană care există momentan în viața voastră și se transformă, trebuie să așteptați să se transforme acea persoană,
poate să fie cineva nou care trebuie să apară în viața voastră, în inima voastră. Este nevoie de această energie proaspătă, metamorfozată, pe care că nu mai acceptați în inima voastră compromisurile. Nu mai acceptați persoanele instabile. Voi înși vă aveți nevoie de această stabilitate, vă văd cum meditați, vă văd cum sunteți într-o perioadă de poate de convalescență în inima voastră, când trebuie să vă vindecați după anumite evenimente karmice, vedem, și inima voastră va aștepta până când această energie de ușurință, de puritate se va întoarce. Iată ce frumos! Avem personajul, aici avem roata norocului, ne arată ciclurile karmice. Avem personajul care nu face nimic, doar se odihnește, meditează, se roagă. De desubt așteaptă ca această roată să se învârte și avem fluturele care vine către voi și intră în această roată a destinului în inima voastră. Fluturele aduce acea prospețime. În momentul în care intră această energie pură, vă veți ridica și veți trece la acțiune cu mare ușurință ca un fluture care zboară. Mai departe, dragii mei, haideți să vedem ce ne spun ghizii spirituali pentru Capricorn în această primăvară. Ce trebuie să țineți cont înainte de a trece la acțiune și de a lua deciziile? Avem doiul de monede, stabilitatea materială. Va aduce acest lucru, această persoană, această hotărâre, o stabilitate materială. Trebuie să vă gândiți și la aceste lucruri, nu numai la emoții. Gândiți-vă și la bani. Se pare că vă va aduce stabilitate materială. Este vorba aici despre o energie, avem regia de monede care vine, deci celălalt va trebui să fie cu stabilitate materială. Situațiile care vă aduc o teamă de sărăcie, o teamă de pierdere, puneți-le pe așteptare, nu acționați pe ele. Acționați pe situațiile și pe persoanele care vă aduc un echilibru material. Persoana trebuie să fie realizată material. Trebuie să aibă un scop în viață, trebuie să fie creativă. Dacă nu are bani, că nu toată lumea are acum bani, să spunem, este o persoană creativă, care face ceva, care se ocupă, îi place, are talente. Nu trebuie să aibă neapărat bani, pentru că din aceste talente și din această energie se pot face bani, bineînțeles, da? Deci, țineți cont de persoanele care, pe care să le primiți în inimă, care au stabilitate, care au o responsabilitate despre ceea ce fac în această viață. Și mai vedem aici cartea cunoașterii. Vedem cum parcă este îndreptat către voi cineva care vine trimis de către Univers să vă aducă această stabilitate. Deci și voi și cealaltă persoană trece printr-o transformare, o metamorfoză. Vedem că ați trecut printr-o insecuritate emoțională și cu persoane care nu sunt emoțional încă vindecate. Rămâneți pe așteptare luna aceasta pe inima voastră pentru ca să vină acea prospețime. Veți ști când va veni persoana care va aduce acea împlinirea voastră, dar nu numai emoțională, și materială. Vă simțiți în siguranță, vi se va spune. Mă simt în siguranță ca să fac acest pas. Știu că nu pierd. Trebuie să aveți mare grijă. Pașii pe care îi faceți, deciziile, schimbările pe care le doriți să le faceți în această lună, trebuie să fie foarte concret, că nu pierdeți material în aceste decizii. Și trebuie să mai aveți și încredere în acea persoană, că vine cu stabilitate, că viața voastră este asigurată din punct de vedere material. Dacă nu este, mai așteptați până când veți simți și veți gândi acest lucru și atunci persoana vă va veni trimisă de Univers, dragii mei, pentru că Universul nu doarme, ce să vezi, Universul este foarte alert în permanență și vede gândurile și simte emoțiile tale. Asta este. Avem personajul care, iată, este echilibrat material și întâlnește persoana care îi susține acest echilibru material. Și aici avem cartea cunoașterii, pentru că ambii sunteți inspirați de către mintea universală, vă spun ghizii spirituali. Aceasta a fost tălmăcirea pentru Capricorn. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu, să mă bucur de acest lucru. Vă iubesc, la revedere!